pui. Pui. Am fost într-un târg, dar crede-mă că în târg de la n-am fost în viața mea. Deci n-am fost în viața mea în așa târg. Ferească, domnule, deci erau oamenii cu mașinile și pe mașini mâncare. Aveau niște măsuțe pe jos, animale amestecate cu mâncare, cu nebunie. Am văzut sora mai mică a Asii. Mă zici că eram în India. Cu sora mea, Cambogia. Mi-am adus aminte brusc, toate amintirile m-au copleșit așa. Uite, vreau să merg cu tine, mă duci pe mine până la târg? Hai! Eu am aplicat metoda ASIEP. Și am luat pe el, Neacearle. Și a spus, mă, Neacearle, ne ajut și pe noi să luăm niște fructe, legume ce avem pe aici. Bine, pa, atunci am plecat! Pa, atunci! Când am văzut, o zic, eu te pune bună asta, unde să crede? Oh, nebuna mea! Deci, băi, pe bune, zici că era de aia din India. Șeful, mergi mai încet, ca să vedem toate legumele. Uite așa ca o lady și dădea comenzi. Bună ziua! Vai, ce roșii frumoase avem! Ah, bună ziua, vreau și eu! Și ne faceți un preț mai bun? Mai bun de 5 lei în piață sunt tot. Da? Deci, Vica, tu vrei să cumperi de când ai intrat în târg, deci... Oh, Vica Blochina, acum mi-am văzut. Dar pe cine ai crezut că duci aici în mașina, băi? Costa nevasta lui Pisurcă. Aici, da. Lasă cu Pisurca asta, că mă supăr pe tine și îți iau motocicleta asta. Bună ziua! Vica, exact, știi cum, ca o Lady Di. Tot ce vezi că mi-e față, că de obicei pleacă de aici. Andreea, să vede că era dor de camere de luat vedere, de televiziune. Vica, toată lumea o știe pe Vica, că a fost la un reality show alături de Cruduța și că Cruduța a făcut-o mai cunoscută decât se credea. Ce pot să mai spun despre ea? Stai să negociez! O vedem noi, uite, ce apă, mărapă, slujel... Da, la un moment dat, Vica s-a dat jos să se întocmească cu oamenii. Tu stai, nu plec! Și credeam la loc, m-am așezat și eu și zic, haide, dai. Dai mai repede, lasă! Dai, bre, haide! Păi ce o așteptai pe Vica? Mare șofer, nu se crede. Ia-mă pe mine, hai! Să plecăm de aici, să rămână Vica, fără plimbă-mă și pe mine. Un trandafir crește la firida mea. Frunzele ușoare, lungă-n păricălea până la brună mea. Păricălea până la brună mea. 25 de lei o găină? Mamă, ce ieftină! E mai ieftină ca aia moartă! Aici, la pâigălea! La Târgul Minunat trebuia să-mi fac talentul, ca de obicei. Ho-ho-ho! Piu, piu, piu! Ia uite ce... M-a lins câinele pe mână! Bine, că mi-a tras o limbă pe mână și am țipat, cred că m-a auzit toată piața aia. E și vopsit! E vopsit câinele, bre! E al tău? Domnul taximetrist avea un câine maidanez, copilul lui, care era foarte supărat că îi luasem locul. Unde stăteam era locul câinelui. A, de-aia vine. M-am speriat, nu că am ceva cu el. Dă-i și câinele după mine. M-am dat la o parte, s-a urcat câinele, nu mai vrea să dea jos. Aoleu, ce câine turbat, era negru cu alb și era și vopsit cu roșu. Deci n-am văzut așa câine. Să rămână, doamna? Doamne! Uite, așa sunt fetele cărnicuțe, vă să rămână, doamna. Să fii sănătoase. Mai bine. Toată lumea.